Sectorul agricol a fost lovit grav din toate direcțiile în acest an. Pandemia de COVID-19, crizele la energie și la carburant și războiul din Ucraina au făcut ca prețul produselor agroalimentare la raft să nu poată fi suportat de buzunarele oamenilor. Pentru a interveni prompt și eficient în ameliorarea acestor situații, responsabilii din agricultură au lansat o serie de proiecte de lege care să vină în sprijinul producătorilor și cumpărătorilor. Din păcate, contextul geopolitic și economic ne obligă să acționăm rapid și eficient. Nu mai putem ține în sertare proiectele legislative esențiale pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar. Nu vom face compromisuri, concesii care să susțină interese mărunte, pentru că timpul, istoria acestor zile, ne presează să acționăm acum și să avem grijă de ai noștri, declară președintele Camerei de Agricultură, Florin Barbu. Deputatul oltean a mai adăugat faptul că industria alimentară poate fi cel mai mare sector ca cifră de afaceri și cel mai mare angajator din țară, iar guvernul ar trebui să lucreze pentru ca acest obiectiv să devină realitate.